senzația de meci, adică de echilibru. După prima repriză a fost, prima repriză pentru mine am fost n-am ajuns la poartă. De n-am ce? Adică poartă. Ai vreo explicație? Nu știu ce să spun. Înclin să cred că a avut Botoșanu o organizare ireproșabilă, pentru că efectiv ne-au închis culoarele. N-am jucat foarte rău, că am fost destul de vivace așa, dar nu am ajuns la poartă. Iar primele acțiuni și primele ocazii avute în repriza, în partea a doua a meciului, au destabilizat puțin și au pierdut organizarea. Deci de când a intrat, bine, au fost și Bazos, dar a alunecat Sheroni, a scăpat singur, aia a fost o ocazie mare de tot. E după aia am avut, a fost alt meci. Apropo de faza asta, că evident Ovidiu Popescu a jucat fundaș stânga, multă lume s-a mirat de ce el și nu Radunovici care revenea după... Pentru că Radunovici venea de la echipa națională și era... Se făcuse o zi cu echipa. Ok. Bun, e o explicație asta, că nu se știa. Da. Păi, se știa că a fost la echipa națională și a jucat două meciuri titulari cu Olanda și cu Turcia. Da. Revin. Da. E greșeala lui Ovidiu Popescu aici? Aici e primul jucător care se elimină destul de ușor este Șut, al doilea Miron. Și apoi Ovidiu Popescu, să spui că pentru mine nu e așa de evidentă greșeala cum o văd alții. Pentru că el... plecase cu... Era normal să fie departe. Uh-huh. Însă, ca să vezi ce înseamnă, cum este, știi, Brown alunecă. Da. Execuția lui Brown este în urma faptului că el alunecă, piciorul lui de sprijin alunecă. Dar vreau să vedem golul, pentru că este o reluare fabuloasă. Da. Ei pornesc mingea de la portar, da, la gol. Și mie mi se... Eu rar văd... și hai să vedem golul. Da. După aia o să vedem și ocazie și faze respective. Problema e că o să vedeți cum se elimină jucătorii noștri. Rar vezi o fază pornită în fotbalul nostru de la portar și dusă în pase până în jumătatea adversă. Și mie asta îmi spune ceva despre calitatea Botoșanului. Nu, Botoșanul e echipă bună. Vedem bună. Faza? Reluarea golului. De aici. Da. Deci pas vertical, șut îl scapă pe Ongenta, Miron vine târziu. Și Vlad are și el colțul scurt? Ce un pic? Colțul scurt acolo? Ce colțul scurt? Mingea se duce la scurt. Se duce la scurt. Asta e poziția aproape centrală. Păi, dar ce? Păi, nu-i la linia de fund, să spui că a lăsat scurtul liber. Vlad iese la blocaj. Iese foarte bine, dar... Brown alunecă și lovește mingea oarecum defectuos. Multă lume a vorbit de schimbări. Evident, este Marota. Eu am să spun altceva, normal, am să spun altceva. Au fost trei momente care au condus la revenirea noastră. Unul a fost Hențul Crețu și acolo a fost o decizie chirurgicală luată de Mladinovici, care dă lovitură liberă de pe 16 metri, putea, având în vedere faptul că Crețu era cu corpul în afară de palmă, era în careu, putea să dea penalti. Greșea și poate că era 2-0, se termina meciul, era la 1-0 s-a întâmplat asta. Deci asta a fost o decizie de arbitraj excepțională. Apoi a fost la 1-1, a scăpat singur cu Vlad, deci Botoșan a avut o ocazie monumentală. Fili. Da, Fili singur cu Vlad, Vlad de intervenție de excepție. A rămas 1-1. După la 2-1. După care la 2-1, Crețu a avut o intervenție cum, nu știu ce să spun, Franco Baresi mai făcea astfel de intervenții. Este un tackling fabulos ăla. Și o să vă spun ceva care o să vă șocheze. Crețu, de prin minutul 70, ducea mâna la coapsă. Eu aici am văzut gol, ca să nu vă spun că nu înțelegeam de ce nu se bucură cei de la Botoșani. Da. Așa. Da. Asta deci nici nu am mai pus-o. Că... Și am tot strigat, Vali, ești bine, ok, sunt ok. Intervenția lui Teglingului vine spre finalul partidei. Da. Astăzi, Flavian Arămitu, medicul nostru, a făcut o ecografie la bază. Și se pare că are o leziune fibrilară de dimensiuni mari, adică ruptură mai pe românește. Deci el a făcut tackling-ul ăla, hai să vedem faza aia. El a jucat cu ruptură și probabil că noi am câștigat meciul ăsta și datorită faptului că Vali Crețu a
a demonstrat un spirit de sacrificiu, cum rar mi-a fost, de fapt, nu rar mi-a fost dat să văd. Niciodată n-am avut în 30 de ani de carieră un jucător care să joace cu ruptură. Poate medicii spun că bat câmpii. Poate că el a avut doar, într-adevăr, o contractură, dar și în timp alergând, i s-a mărit, s-au rupt mai multe fibre. Că știu și eu ce înseamnă contractură și întindere și ruptură. E același mecanism. Se rup fibre. Cu cât sunt mai mult rupte, cu atât e gradul e mai mare al leziunii fibrilare. E, ăsta este crețul. Și atunci și-a spălat toate păcatele din punctul meu de vedere. Poate să dea orice declarație. Pentru că ce a făcut bine. Vedem numai faza asta, noi nu putem să vedem și noi. Eu vorbesc pe faza asta de un tackling. Da, vorbim de tackling-ul lui Crețu. Da, de tackling-ul lui Crețu. Da, este... E și de comun. Asta este o altă ocazie foarte mare a lui Iani Stoica. Și e o chestie extrem de simpatică după ocazia asta. După meci... L-am întrebat, bă, ce fac? Nu m-am așteptat. Altă discuție în vestiar, l-a întrebat Budescu. Bă, dar cum să ratezi, bă, așa? Nu m-am așteptat. Și Budescu îi zice, bă, ce să vezi? Nici noi nu ne-am așteptat. Auzi, da. Îmi spunem, pentru că tot vorbeam de Iani Stoica, da? The Sun anunță astăzi că ar avea Arsenal interes pentru Iani Stoica. Eu nu o să comentez ce spune The Sun. Chiar nu o să comentez. N-am ajuns să comentez ce spun ziariști. Asta este. Da, asta este tackling-ul lui Crețu. Da. Și tu spui că aici el era deja, avea probleme musculare. Minutul 89, el de minutul, între minutele 70-75, am văzut prima dată când a dus mâna la picior. Ai mai auzit de jucători care să joace cu ruptură? Sau ai mai avut de când ești la FCSB, în mandatul ăsta ultim, jucători care să facă așa ceva? Nu, am avut un jucător care a vrut să joace cu ruptură de ligamente, dar era încălzit și nu simțea tatu. Nu, dar asta cu... nu. Orice alt jucător, probabil, dacă simțea ceva, cerea schimbare. Pentru că așa e logic, să ceri schimbare dacă ai. Mai aveam, că ați făcut 4 până la urmă, nu? Da, bine, am făcut, aveam, la momentul ăla aveam, când s-a întâmplat cu el. Și aveam și variante, că putea să-i trăi la dură, să treacă o vidă, era Haruț pe care era post pe post. Dar el a ales să continue și ne-a salvat, practic. Pentru că intervenția lui ne-a salvat, cine știe ce ieșea din faza aia.